21 de primari și viceprimari suceveni au luat săptămâna trecută drumul Bruxellesului. Gazda lor, europarlamentarul Petru Luhan, a avut grijă să le pregătească un program interactiv care să includă atât întâlniri de lucru, cât și vizitarea celor mai importante obiective din Bruxelles. Le-am făcut un program foarte complex, am îmbinat utilul cu plăcutul, practic ei vor avea întâlniri cu Comitetul Regiunilor, reprezentanți ai Comisiei Europene din Direcția de Dezvoltare Regională, respectiv din Direcția Agricolă, pentru a discuta procedurile de alocare a fondurilor europene. Bineînțeles că în program am inclus și o parte mai plăcută, adică vizitarea Parlamentului European, vizitarea Comisiei Europene, vizitarea orașului Bruxelles. Unul dintre scopurile principale ale vizitei rămâne însă conștientizarea cerințelor impuse de Parlament în ceea ce privește alocarea de fonduri europene pentru implementarea de proiecte. Este foarte important ca ei să înțeleagă astăzi că nu e posibil să vii la Bruxelles, să iei geanta plină de bani și să mergi să implementezi un proiect în România, ci este foarte important să înțeleagă care sunt pretențiile Uniunii Europene de la beneficiari care plătesc mult mai puțin decât vechile țări aderate la Uniunea Europeană, în casa Uniunii Europene, și primesc mult mai mult decât acestea. În rândul întâlnirilor de lucru se remarcă cea cu primarul sectorului XL, pe raza căruia se află și Parlamentul European, întâlnire în cadrul căreia participanții au făcut schimb de experiență pe probleme administrative. În ceea ce privește obiectivele vizitate, primarii au arătat cel mai mare interes pentru clădirea primăriei orașului Bruxelles, clădirea aflată în patrimoniul UNESCO. Nu au lipsit nici întâlnirile cu caracter politic, în cadrul cărora alți doi europarlamentari PDL, Monica Macovei și Teodor Stolojan, au vorbit despre activitățile în care sunt implicați. Eu le-am prezentat pe scurt ceea ce fac eu în Parlamentul European, în ce comisii sunt, în Comisia Juridică și de Drepturile Omului, în Comisia de Control Buget, în Comisia de Afaceri Constituționale și președinte al Delegației Parlamentare cu Moldova. Am discutat și despre cum să facem împreună ca informații despre ceea ce facem noi aici să ajungă la oamenii în România, fiindcă ajung greu aceste informații, trebuie să găsim un mod bun de comunicare, inclusiv am propus să fac mai multe drumuri în țara, dar inclusiv la Suceava și în regiune, pentru a le spune oamenilor ce se întâmplă aici. E foarte important să înțeleagă că aici, ca și în Parlamentul României, se iau decizii care le afectează viața, care afectează economia, locurile de muncă, se iau decizii aici. Teodor Stolojan a ținut să transmită și un mesaj de încurajare sucevenilor în contextul actualei crize economice. Doresc să le spun sucevenilor să aibă multă încredere. România va ieși din criză și sunt sigur că județul Suceava, cu ceea ce are, va deveni un magnet, nu numai pentru turiștii din România, dar și pentru turiștii din afara